ziua! Sunt doctor Veronica Mocanu, medic primar endocrinolog, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași. În experiența mea de medic endocrinolog întâlnesc multe persoane care au probleme cu tiroida și de aceea aș dori să discutăm în această emisiune despre problemele legate de tiroidă. Care ar fi semnele care ne indică o tulburare a tiroidei? Cele mai multe persoane care au probleme cu tiroida sunt preocupate de problemele de greutate. Există o creștere în greutate care nu este foarte mare de obicei, între 5 și 10 kg, și care pune probleme pentru că, în ciuda dietei, a eforturilor de a slăbi, acest surplus de greutate este greu de dat jos. Al doilea lucru care ne indică o disfuncție a tiroidei este căderea părului. Iarăși, un mare număr de persoane cu probleme tiroidiene au căderea părului sau o problemă legată de unghii, fragilitatea unghiilor, fragilitatea părului sunt frecvent întâlnite. Un alt simptom pe care îl întâlnim deseori la persoanele cu probleme legate de tiroidă sunt tulburările de memorie, gândirea lentă, vorbirea lentă, tulburări de concentrare, tulburări de a-și îndeplini sarcinile, care de multe ori duc și la depresie. Alte lucruri care le putem întâlni sunt durerile articulare, o rigiditate a șoldurilor, a umerilor sau tulburările legate de fertilitate. Unele persoane prezintă și edeme în diferite părți ale organismului, în general la față, la pleoape, la genunchi, la articulațiile mici ale mâinii și aceste lucruri le atrag atenția că ceva este în neregulă. Și atunci ne întrebăm cum pot fi diagnosticate aceste probleme, cum ne putem da seama dacă există o problemă cu tiroida. Testele de diagnostic pe care noi le urmărim sunt măsurarea hormonilor tiroidieni, hormonii TSH, FRT4, FRT3 și anticorpii antitiroidieni, care ne pun în evidență o tulburare autoimună a tiroidei, iar în ceea ce privește tulburările de structură, este recomandată o ecografie tiroidiană. O altă întrebare pe care cei mai mulți pacienți își o pun: care sunt categoriile de pacienți care ar trebui să-și verifice aceste analize, care ar trebui să fie îngrijorați în ceea ce privește funcția tiroidei. Astfel, cei care ar trebui să-și facă teste pentru tiroide sunt în special femeile cu vârste mai mari de 40 de ani, pentru că bolile tiroide se întâlnesc mai frecvent la femei și mai ales odată cu creșterea în vârstă. Femeile care vor să rămână însărcinate, pentru că spuneam că lipsa hormonilor tiroidieni tulbură concepția, ciclul menstrual care devine mai abundent. Apoi, persoanele care au simptome, așa cum am spus, o creștere în greutate, o lentoare în gândire, oboseală, lipsă de energie, edeme, o față mai pufoasă. Alte lucruri care ne atrag atenția sunt un colesterol crescut împreună cu aceste simptome.
De asemenea, persoanele care fac anumite tratamente, cum ar fi tratamentele cu interferon pentru hepatita virală, tratamentele pentru aritmii cu amiodaronă sau tratamentele cu litiu pentru bolile psihice, unele persoane care au în familie pacienți cu boli tiroidiene sau cu diabet zaharat sau care au ele diabet zaharat de tip 1, adică mai multe boli autoimune. Unele aspecte, cum ar fi durerile articulare, vocea îngroșată, oboseala, depresia, sunt de asemenea indicii posibile a unei boli tiroidiene. În general, foarte multă lume care are o creștere în greutate se întreabă dacă nu are un deficit de hormoni tiroidieni, dar alte ori, cum ar fi în cazul femeilor însărcinate sau a femeilor în vârstă, aceste simptome sunt mai puțin studiate și legate de tiroidă. Cum se tratează o disfuncție a tiroidei? Tratamentul este foarte simplu, pentru că se pot da medicamente care conțin hormoni tiroidieni și se iau într-o singură priză dimineață. Însă acest tratament trebuie urmat în mod regulat și controlat de către medic. În ceea ce privește funcția tiroidei, trebuie să vă spun că tiroida este o glandă mică situată în fața, în partea anterioară a gâtului, în fața traheei, și această glandă, cu toate că este mică, este foarte importantă pentru organism. Această glandă este cea care controlează metabolismul organismului. Asta înseamnă că controlează arderile din celule, iar în afară de arderi, toate funcțiile organismului, sigur, sunt controlate de hormonii produși de tiroidă. Ne gândim la funcția creierului, la funcția cardiovasculară, care sunt în cel mai important mod controlate de tiroidă. Cauzele care duc la disfuncția ale tiroidei pot fi 1. O distrugere a glandei tiroide, care poate fi ca urmare a unui tratament chirurgical, ablația tiroidei sau radioterapeutic, iradiere cu iod sau unei inflamații tiroidita, care poate fi prin lipsa de stimulare a tiroidei, lipsa hormonului care stimulează tiroida, TSH, sau ca urmare a unei disfuncții a tiroidei care nu poate produce hormonii pentru că există un deficit sever de iod sau pentru că tiroida are un defect și nu poate produce acești hormoni. În ceea ce privește prezența hipotiroidiei la copii, aceasta este foarte gravă. De aceea, sigur, este urmărită încă de la naștere prin măsurarea hormonilor tiroidieni la nou născuți. Totuși, dacă observăm că copilul nu crește cum trebuie, are o lentoare în gândire, are o senzație de somnolență, tulburări de dezvoltare, este important să verificăm la acești copii hormonii tiroidieni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept pentru un control la cabinetul de endocrinologie din Pașcani.